Iar ăsta, sincer, mi s-a părut cel mai penibil material pe care l-am văzut, cel puțin în sezonul acesta, în Casa Mireasa. Însă și scrisoarea primită mi s-a părut, Doamne ferește, de sincer, ca să vedeți despre ce vorbim. Apoi, drumurile lor, așa cum s-au unit și tot ce s-a întâmplat după, mi s-a părut de o penibilitate efectiv. Eu chiar m-am rușinat văzând acest material și nu m-a pus deloc într-o... Adică noi ne uităm la o emisiune despre dragoste, despre oameni care își doresc să-și facă o familie, despre o îndrăgosteală care duce la o căsătorie și așa mai departe. Mi se pare că duce nicăieri toate aceste lucruri decât, nu știu, sexual vorbind, nu știu, nu e stilul meu, probabil că, și vă rog să mă iertați dacă nu sunteți de acord cu mine, dar clar nu e stilul meu.